Investiția, cu o valoare estimată la circa 7 milioane de lei, se află în termen, constructorii estimând că vor finaliza lucrarea mai devreme cu o lună decât era stabilit. În această clădire, situată pe strada Dorobanți din municipiul Giurgiu, își va desfășura activitatea un centru transfrontalier de coordonare și conducere a intervențiilor de urgență în zona Giurgiu-Ruse. Odată cu darea în folosință a acestui centru, vor fi posibile intervenții de urgență comune româno-bulgare, dacă va fi cazul. Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență Vlașca al județului Giurgiu, în principal centru operativ, va trebui să se mute în acest imobil nou. Vom avea o componentă comună, o comisie de lucru română-bulgară pentru a coordona intervenții comune. De asemenea, în acest imobil îți va desfășura activitatea și dispeceratul unic pentru numărul 112. Pentru completa funcționare a acestui centru de coordonare, proiectul cuprinde și o investiție în tehnică de calcul specială, valoarea aparaturii fiind estimată la circa 1 milion de euro. Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Licitația a fost de 2 milioane de euro, s-a câștigat puțin sub prețul estimat și această valoare are în vedere numai partea de C+M. Pe lângă aceasta mai avem o componentă importantă IT care se ridică undeva la 1 milion de euro. Dotările corespunzătoare, o să avem mai multe încăperi care o să deservească toate compartimentele funcționale, o să avem sală de conferință cu instalații de traducere, având în vedere că avem o componentă importantă transfrontalieră.